Salutare, dragilor! Bine ați revenit la încă o ediție de What's Next. Hai să vedem ce lucruri interesante s-a întâmplat zilele astea. Bine, astăzi vreau să vorbesc despre două idei principale. În primul rând, marea știre de săptămâna asta este downgrade-ul guvernului SUA de către compania Fitch. Deci, ăștia evaluează care este asta, performanța financiară și care este stabilitatea unei instituții și le-au dat o notă mai mică pentru SUA. Asta s-a întâmplat în 2011 de la o altă companie, Standard & Poor's, și pe la urmă și alții au zis că sunt de acord. Ăsta va fi un trend, deoarece datoriile statului american au urcat la niveluri astronomice. Deci, nu de mult, era marea criză cu limita datoriei. E bine, de atunci, în vreo două luni, datoria americană a urcat cu aproape 2 trilioane, ceea ce e absolut absurd. Și acum că au așa de mari datorii, trebuie să plătească dobânda anuală aproape 1 trilion de dolari. Deci, practic, trebuie să își ia mai mult credit numai ca să își plătească dobânda. Este un ciclu din asta vicios. Și deoarece politicienii nu se pot abține decât să cheltuie mai mult decât obțin din venituri din impozit, ce nu poate continua la sfârșit, nu o va face. Așa se prăbușesc imperiile, da? Sperăm că o să rezolve cumva. Mă rog, acolo e Bitcoin ca și vestul de salvare, dar mai durează puțin până oamenii își dau seama. No, bun. A doua chestie, care este cea mai interesantă, am făcut o ajustare în strategia mea de tranzacționare pe termen scurt. Deci am vrut să simplific strategia, cât și să ridic calitatea tranzacțiilor. Da. Dacă se poate, este de obicei recomandat ca să sistematizezi modul tău de la decizii. Deci am vorbit de cele două moduri de a tranzacționa. Sistematic sau discreționar. Discreționar este când te bazezi pe expertiza ta. Deci, n-ai o formulă bătută în cuie după care te ții, dar luând în considerare toate informațiile pe care le studiezi, tot ce știi, vii cu părere că da, asta este o investiție bună. Mă rog, sunt care fac chestia asta, însă necesită mult efort, mereu trebuie să fii la curent cu tot ce este. Și ideea că odată să greșești în perspectiva ta și o dai de bară, o dai în bară foarte grav. Modul sistematic este când îți dezvolți o serie de reguli matematice pe care le urmărești ca și o rețetă. Și după aia, tu zi de zi trebuie numai să execuți acel plan. Este foarte, foarte ușor de implementat. Eu prefer modul ăsta sistematic. Chiar dacă inițial, ca să dezvolt strategia sistematică, mă folosesc de expertiza mea, dar după aia îl simplific la câteva reguli și nu numai că mi-e mai ușor să execut, dar după aia și mai ușor de învățat pe alții. Ei bine, vă prezint o strategie de trend following, de a prinde trenduri. Apropo, asta e inspirat din cartea cu aceeași nume, Trend Following, de Michael Covell, pe care absolut o recomand. Îți va schimba viața. De multe ori am tot citit cartea asta pe parcursul anilor, dar de fiecare dată învăț ceva nou. Hai să-ți arăt mai exact, direct pe grafic, cum funcționează. Bun. Suntem aici pe site-ul TradingView și dacă mergi aici sus la Indicators și cauți Channel, îți va da chestia asta. Channel Breakout Strategy. Dai click pe ea, eu am deja selectată, și îți va apărea chestia asta. Acum, fii atent. Dai aici la setări și la prima chestie, Inputs Length, punem 100. Ce înseamnă asta? Deci, cum funcționează strategia? Este super, super simplu. Mergem aici pe grafic și, în primul rând, desenăm așa un chenar ca să înglobeze ultimele 100 de zile. 100 de zile de tranzacționare. Opa. Așa.
Și ce vedem prin chestia asta? Strategia spune așa. Te uiți la ultimele 100 de zile. Dacă prețul urcă peste maximul din ultimele 100 de zile, atunci cumperi. Pentru că ăla este un semnal că un trend de creștere ar putea începe. După aia, când vinzi, păi, te uiți la ultimele 100 de zile și îți pui un stop loss la cel mai scăzut nivel, adică aici. Da? În strategia asta, nu ai o țintă de profit, nu ai take profit. Da? Deci, nu zici că, oh, păi dacă urcă până aici, atunci vând. Nu. Ce se întâmplă? Dacă prețul chiar urcă până aici, la un nou maxim, și după aceea continuă să urce, păi tu în fiecare zi trebuie să te uiți în ultimele 100 de zile, unde este minimul. Și evident că în timp, dacă prețul tot urcă, și nivelul minim va tot urca. Vei tot urca acel stop loss până când trendul se termină. Da? Deci astfel, la început ai o pierdere limitată, dar în sus poate urca oricât. Acum, partea faină cu site-ul ăsta e că el îți testează automat în trecut această strategie. Dacă tu îi pui parametrii de 100, adică 100 de zile, hai să vedem ultima oră când s-a întâmplat așa ceva. Deci, ăsta e graficul Tesla, ăsta e 2019. Și vedem, în această zi, vedeți că a fost un mare gap-up. Deci, peste noapte a urcat după un raport trimestrial. Ăsta a fost cel mai înalt nivel din ultimele 100 de zile, așa că aici ai fi cumpărat, da? La $19 și 89 de cenți. Hai să și desenăm ca să vedem unde ar fi fost stop loss-ul inițial. Deci, vedem așa, ultimele 100 de zile ar fi fost chiar puțin... Așa. Opa. Deci aici ar fi fost nivelul minim, da? La 12. Și dacă vedem, după asta prețul chiar a urcat. Și desigur, acum aici nu arată, dar stop loss-ul ar fi tot urcat. Până aici, după aia până aici, după aia până aici, până aici, tot așa. Ce s-a întâmplat? Păi chiar a fost un trend absolut gigantic. Asta este pandemia, după care marea prăbușire, după care 2020, urcare enormă. Și vezi, încă n-am ieșit. Deci aici am cumpărat și încă n-am ieșit. Pentru că în niciun moment din asta nu a scăzut la un preț minim din ultimele 100 de zile. Încă ești în tranzacție. Deci îți dai seama. Asta a fost un trend monstru, îl numesc eu. Încă rămâi în tranzacție. Hai să vedem când o să și vinzi. Cred că în curând. Nu? Ok. Mai este trend. Hai să vedem. Așa. Aici ai fi vândut. La 254. Deci, ai fi cumpărat aici la 19 și ai fi vândut la 254. O creștere de mai mult de 10 ori, mai mult de 1000% în 2 ani și un pic. Acum, evident, nu toate tranzacțiile cu strategia asta sunt atât de profitabile. Dacă ne uităm aici, îți dă și lista de tranzacții, și de aici scroll mai jos, de când s-a listat Tesla la bursă, din 2010. Și strategia așa funcționează, mă rog, așa arată aici, că atunci când vinde, când iese din tranzacție, instant intră cu o tranzacție de sell. Acum, pentru cei care nu știți ce înseamnă, îi ca și cum pariez că scade. Deci, vinde și dacă într-adevăr de aici scade prețul, ai face profit. Dar noi ne concentrăm doar pe tranzacțiile astea long. Long înseamnă, mă rog, să traduce lung, dar înseamnă că cumperi, da? Și te aștepți că va urca. Deci fii atent, dacă mergi înapoi în istoric, la începutul graficului Tesla, vedem că prima tranzacție ar fi fost aici. Ai fi cumpărat la $2.21 și ai fi vândut aici. Deci în cazul ăsta ai fi avut o pierdere. Cât? Păi scrie aici, minus 31%. Următoarea tranzacție, păi ai fi cumpărat aici, ai fi vândut aici. Din nou o pierdere. Da. Deci asta nu e ceva strategie magică care funcționează mereu. Când nu este un trend frumos, atunci ai pierderi micuțe.
Deci, în cazul ăsta, la a doua tranzacție, minus 13%. Dar următoarea tranzacție, vedem că a fost gigantică și profitabilă. Ai fi intrat pe aici la, nu știu, $2 și vândut la 14. Deci, dacă ne uităm, uite, aici, ai fi intrat la 2,35, ai fi ieșit la 14,22. Profit 505%. Deci, înțelegi, a fost nevoie să intri de două ori în tranzacție și să iei pierderi mici, minus 31%, minus 13%, și până la urmă, la a treia încercare, ai prins un trend gigantic și ai făcut plus 500%. Da? Deci, nu doar că nu trebuie toate tranzacțiile să fie profitabile, nici măcar nu trebuie majoritatea să fie profitabile. Da? Dacă profiturile sunt mult, mult mai mari decât pierderile. Da? Mergem așa mai departe, hai să vedem tranzacția asta. Asta a fost minus 18%. Da? Din nou pierdere. Deci până acum am avut 3 pierderi și o singură tranzacție profitabilă și am fi făcut o tonă de bani. Da? Da, asta e interesant. Bun, următoarea tranzacție din nou în minus. Da? Aici ar fi fost minus... Nu, următoarea. Minus 23%. Da? Următoarea, hai să vedem, asta a fost profitabilă. Intri la 15, ieși la 20. Aici era plus 30%. Ok? Următoarea, hai să vedem, din 2018, ai fi cumpărat aici, da? Vezi că a urcat la un nou nivel din ultimele 100 de zile. A trecut peste maximul ăsta, a intrat. Pentru că când ești în momentul ăla, așa pare, da? Deci dacă tu ai fi fost în ziua asta, păi așa pare că începe un trend, da? N-ai de unde să ghicești ce urmează. Deci trebuie să intri în tranzacție și probabil minimul a fost aici, stop loss. Și n-a funcționat. Ups, mai încearcă. Mergem mai departe. Hai să vedem. Da, aici deja ajungem unde am început, da? Asta este. Aici urmează trendul monstru ăla de 1000%. Da. Bun. Ce interesant, îți arată aici și niște statistici. Deci, dacă te uiți la coloana asta, long, îți spune că ai fi avut 8 tranzacții în total din 2010 încoace, plus una deschisă, care acum recent a fost... aici ai fi intrat. Deci, ok, 9 tranzacții în total, doar 37% ar fi fost profitabile. Da? Deci dintre cele pe care le-ai închis deja, 3 ar fi fost profitabile, 5 ar fi fost neprofitabile. Dar, fii atent, average winning trade, adică tranzacțiile profitabile în medie cât au câștigat. 571%, tranzacțiile neprofitabile în medie cât au pierdut. Doar 22%. Da? Asta ce înseamnă? Ratio average win versus average loss. Adică câștigurile sunt de 25 de ori mai mari decât pierderile. Da? Absolut astronomic. Și dacă le iei toate la o dată, toate tranzacțiile, în medie pe o tranzacție, ai fi făcut 200%. Absolut ridicol. Da? Încă o chestie ce zice average number of bars and trades. Câte zile ai fi stat în medie într-o tranzacție? 258. Da. Deci ne uităm doar la zile de tranzacționare, care practic sunt zile lucrătoare. Cam un an stai în tranzacție. Da. Deci asta nu e ceva speculare pe termen scurt, asta nu e day trading, că trebuie să stai 5 ore pe zi la calculator. Nu. Este o strategie foarte, foarte simplă. Eu zi de zi asta fac. Mă uit pe grafic. Ok, ultimele 100 de zile, unde e maximul? No, aici îmi pun un ordin de buy. Dacă urcă peste nivelul ăsta, cumpăr. Deci este atât de simplu. Hai să vă arăt încă câteva exemple, foarte rapid. Dacă scriem SPY, ăsta e S&P 500. Și ne uităm strict la statistici. Vedem că are tranzacții din 1993 încoace. Deci, de 30 de ani. Ce s-ar fi întâmplat dacă ai fi abordat silul ăsta, da? Doar cumperi. Păi, hai să vedem. Ai fi avut 20 de tranzacții închise, din care 70% profitabile. Deci vezi, în cazul ăsta, majoritatea sunt profitabile. Când câștigi,
în medie ai câștigat 14%, când pierzi, în medie pierzi doar 3,88%. Deci câștigurile sunt de 3,7 ori mai mari decât pierderile. Per total, pe câte o tranzacție, ai fi câștigat în medie 9%. Acum, am făcut calculul. Dacă ai fi tranzacționat în stilul ăsta pe S&P 500 în ultimii 30 de ani, ai fi făcut un pic mai puțin bani decât dacă pur și simplu ai fi cumpărat acum 30 de ani și ai fi ținut acțiunile non-stop. Dar dacă ai fi tranzacționat în stilul ăsta, ai fi evitat mare parte din prăbușiri. Deci uite, de exemplu, aici avem pe grafic pandemia. Deci ai fi cumpărat ultima oară aici în martie 2019 și ai fi vândut aici în februarie la 288. Da. Deci a început să scadă un pic, ai vândut și după aia uite cât de mult o mai scăzut. În toată scăderea asta tu ai fi avut bani cash, nu ai fi avut nicio poziție. Imaginează-ți cât de bine te-ai fi simțit să fi vândut aici și după aia să vezi că piața încă se prăbușește. Tot se panichează, zic, ai de cap meu, e sfârșitul lumii. Tu stai liniștit, da? După aia când piața își revine, ai fi cumpărat din nou și uite, după aia ce frumos trend a urmat, da? Aia, aia. Deci drept în sus a fost graficul după aia. Ai fi cumpărat aici la 323 și ai fi vândut aici la 426, da? Și după aia, din nou s-a prăbușit piața. Deci, dacă vrei să nu te stresezi prea mult, vrei să, nu că ghicești, nu că poți să anticipezi când urmează criza, dar când îi o prăbușire, strategia îți zice să ieși din timp. Da? Uite, de exemplu, în 2008. Ți-ar fi zis să intri aici, că părea că începe un nou maxim, dar nu-i bai, ai fi vândut cu o mică pierdere. Și după aia, deci, fii atent, tu ai fi vândut aici la 137 și după aia piața a scăzut până la 67. Încă 50% a scăzut. Ai de capul meu. Te-ai fi simțit foarte, foarte bine. De acord? Deci, vezi cât de simplă strategia asta. Te interesează doar prețul. Când urcă, cumperi. Când nu mai urcă, vinzi. Nu te interesează știrile, nu-ți trebuie niciun indicator tehnic, nimica. Este super, super simplu și sunt reguli matematice de care te poți ține. Acum, modul în care poți să-l aplici se poate fie pe S&P 500, asta este foarte conservativ. În ultimii 30 de ani ai făcut doar 6% pe an în stilul ăsta, deci nu-i foarte mult. Dacă pur și simplu ai fi cumpărat S&P și ai fi ținut, ai făcut 8%. Acum, n-am făcut strategia asta ca să câștig 6% pe an, da, vreau mult mai mult. De asta o aplic pe 10 companii growth, care sunt și în portofoliu public de pe Telegram. Și în special am făcut un cont separat ca să aplic doar pe Tesla. Da? Deci am luat o mică sumă, am pus în contul ăla și când îmi dă un semnal de cumpărare pe Tesla, voi pune întreg contul, din nou, sumă mică, nu că toți banii mei, cumpăr și prind acele trenduri gigantice, da? Plus uneori pierderi mici. Deci, asta, strategia asta nu funcționează pe orice. Dacă ai încerca cu o firmă matură, precum Coca-Cola sau Chevron, ExxonMobil, nu ar funcționa, pentru că acolo nu mai sunt trenduri atât de mari. Prețul se mișcă tare în zigzag și pur și simplu ai face multe pierderi mici. Deci, nu este universal aplicabilă, în special la o companie care crezi că va urca foarte mult în viitor. De exemplu, funcționează fantastic de bine în Bitcoin. Da. Mă rog, a funcționat în trecut, acum. În viitor, eu nu pot să zic că o să funcționeze, nu este nicio garanție, dar dacă Bitcoin va avea creșteri mari, atunci strategia asta va prinde acele trenduri. Da? Da, bun. Ok, astăzi nu a fost așa de mult despre știri, dar am vrut să vă prezint abordarea asta de tranzacționare. Da? Eu am postat toată săptămâna articole detaliate despre strategia asta și concret ce tranzacții am făcut, unde pun ordinele, cum mă gândesc,
pe Telegram, da? Deci acolo fac multiple postări pe zi. Dacă ești interesat, te invit să te alături, este complet gratuit, avem link în descriere. Da? Pe data viitoare!